Eu pregătesc o supă din râne. Ce? Asta e supa cu care m-ai hrănit noaptea trecută? Da, acestea nu sunt râme obișnuite. Acestea au o dungă albă în jurul gâtului. Ei, nici nu te gândi să vomiți. Tu știi cât sunt ele de folositoare. Înghite înapoi. Ce-am făcut? Ce s-a întâmplat? Eu i-am spus cum să scoată sabia de la mine din piept. Unde te uiți? Încă nu ți-a ieșit bere din creier. Încearcă să vezi partea pozitivă. Ai trăit 900 de ani, ți-ajunge, e timpul să mori. Închide gura că ți-ard pălăria. Eu nu-l cunosc. Prima dată îl văd. Un retardat. Fii puternic. Eu am plecat. Ce e cu tine, unchiule? Dar tu cine mai ești? Eu nu te cunosc. Oi, burta mea! Ce-o fi oare așa dintr-o dată? Se pare că e apendicită. Apendicita e în cealaltă parte. Da, exact, în partea aceasta mă doare. Prima dată a fost corect. Ce dracu, ai o oră de când stai în baie? Ce naiba faci acolo? Ce țip tâmpitule de dragă dimineață? Simt că fac pe mine, dar sormea nu iese afară. Atunci mergi la toaleta din parc. Acolo iarbă și-mi zgârie fundul, vreau aici. Atunci ia un ziar și du-te în grădină. Eu ce sunt, câine? Mama, unde e aparatul de ras? Mama, de ce eu am așa picioare păroase? Ieri le-am berberit și iată, iar e pădure. Crește cu viteza luminii. Cu părul de sub braț e și mai grav. Domnule comandant, ce faceți? Ați băgat dopul de la sos în găină. Ah, asta nu curmală era. Așa nu va fi comestibil. Chiar dacă o fierbem? Ce? Ia pune tu și asta, să vezi ce gustos o să iasă. Desigur, te pricepi tu la gătit. N-ați dori voi doi să părăsiți bucătăria? Mi-ai adus aminte de prietenul tău, în special fundulețul lui. Are un funduleț atât de drăguț și apetisant, rotunjel ca un măr. Chiar sunteți un degenerat. Mie îmi plac băieții cu un poponeț frumos. Oh, asta e fata de ieri. Ea probabil în fiecare zi umblă pe aici. Eu voi încerca să vorbesc cu ea. Scuzați, tu mai ești viu? Mă cunoașteți? Sigur că te cunoaște, ea este iubita ta. Serios? Wow! Tu ești iubita mea? Oh! Asta e iubita mea? Oare nu e frumoasă? Ce s-a întâmplat, șarlatanco? Iar îți sar mâinile la bătaie? Nu mâinile. Picioarele. Tu așa dormi? Ce? Așa e cel mai confortabil pentru mine să dorm. Nu dormi așa. Ești la morgă? Vrei să pun niște flori pe tine? Nu te uita! Asta cum e problema ta? Da, asta e problema, nu te uita! Nu te uita, nemernicule! Ai rănit băiețelul care face pipi! Pe cine am rănit? Băiețelul care face pipi din cauza ta nu mai poate face pipi! Yes! Wow! Să începem! Ce e asta? Acasă erai? Te rog, mă, frate, pune niște haine pe tine când ești acasă. Ai venit pe la noi? Yes! Okidokiyo! Tomorrow! Yes! Cine e vinovat că e din cauza Aluniței, văd fantome? Alunița ca Alunița, ce? Ei, tu numai ce mi-ai atins părul? Aha, nu e de mirare că ai o sabie băgată în inimă. Asta fără motiv nu se întâmplă nimănui. Cum poți tu să faci glume despre problemele altora? Ești psihopată? Pentru nimic în lume. Nu te apropia de mine. Îmi va trebui o viață să-l cresc înapoi. Eu umblu numai cu părul scurt.
Voi spune că a crescut în timpul vacanței și mi-a fost lene să mă duc la frizerie. Poate e mai bine să stai capul, a? De ce să mă chinui aici cu tine? Nu vei avea cap, nu vei avea păr. Dar cum te-ți trec prin minte ți-așa prostii? Ea vrea ca noi să îi sunăm? Noi nu avem telefoane. Eu îl vreau pe acesta negru. Tu îl vrei pe acest albastru, nu-i așa? Îți place? Acesta e primul lui telefon. El încă telefoane nu a văzut în viața lui. Explică-i. Așa, acesta este un smartphone. Eu știu, tu explică-l ăsta de alături. El are dreptate, explică-mi. Dar tu, unchiule, știi cum să te folosești de telefon? Crezi că eu nu am avut telefon pentru că nu știu cum să mă folosesc de el? Eu nu am avut nevoie de el. În seriale, oamenii vorbesc cu el. Ești așa de deștept? Ai 300 de ani până acum, de ce nu l-ai folosit? Eu o să vă învăț. Mai întâi, intrați în Play Store. Acum? Ce? Unde pleci? Tu singur ai spus să intrăm în Play Store. E departe? Îmbracă-te, ce stai? Bună, ghinioniștilor! Pe cine avem noi aici? Rapunzel, noi nu am venit la tine. Cheamă-l pe șeful tău. De ce nu ați plecat voi acasă? Noi azi suntem foarte ocupați. Cu ce? Cu îndreptarea părului? De ce umbli în așa pantaloni rupți? Genunchii nu ți îngheață. Doamne, doamne, ți este așa de greu. Culorile se potrivesc de minune. În ce rahat ai mai intrat de data aceasta? Tu ești bine? Sigur că sunt bine. Dar ăsta în pălărie cine este? Care pălărie? Despre ce vorbești? Lasă-mă furculița jos. Mai întâi lasă tu cuțitul. Ai citit Alba ca zăpada? Fetițele nu trebuie să citească cărți despre prințese. Alba ca zăpada, Ariel, Degețica, Cenușăreasa, toate erau nefericite. Deja nimeni nu mai crede în bărbați buni care rezolvă toate problemele. N-avem noi nevoie de prinți pe cai albi. Prinții ăștia poate și ia cai și se dispară de peisaj. Iubita ta e așa de drăguță? Se pare că am întâlnit femeia ideală. Și a ta e drăguță. Ea este amicul meu. Iată de ce spuneți voi că mărimea nu contează. Pentru că l-aveți mic? E din cauza frigului. E frig.